Rudel Obreja, doamnelor și domnilor, află astăzi dacă scapă de pușcărie. Magistrații Ilfoveni judecă cererea de eliberare după ce fostul pugilist a fost diagnosticat cu cancer în ultima fază. Mergem și noi la Roxana Ciuc, care are ultimele informații din acest caz. Bun găsit, Roxana! Doamnelor, domnilor, din nou bună ziua, bine v-am regăsit. E extrem de important astăzi pentru Rudel Obreja. Din moment în moment, magistrații tribunalului de aici, din Ilfov, trebuie să se pronunțe și vom afla dacă fostul pugilist va fi eliberat sau dacă va rămâne în continuare în spatele gratiilor. Se așteaptă, stimați spectatori, o expertiză din partea medicilor de la Institutul de Medicină Legală, expertiză care să confirme starea grea, avansată, de sănătate în care se află. Are cancer în formă avansată. Pe zi ce trece, ce stă în spatele gratiilor, Rudel Obreja, starea acestuia de sănătate, vă spuneam că din ce în ce devine mai grea. La instanță, în urmă cu scurt timp, stimați spectatori, a ajuns Antonia Obreja, soția lui Rudel Obreja, de asemenea și prietenul fostului pugilist, Ovidiu Zara, a ajuns aici pentru că i-a fost alături în toată această perioadă, atâta vreme cât, dați-vă seama, Rudel Obreja este internat de săptămâni bune la Institutul Oncologic, doamnelor și domnilor, este mobilizat la pat, stă cu perfuzii, nu poate să se miște, este păzit cu pistolul acolo la pat. Sunt mulți oameni care îl iubesc pe Rudel Obreja și vă spuneam, Ovidiu Zară, doamnelor, domnilor, a venit să-i fie alături soției și speră ca astăzi să meargă la Institutul Oncologic și să-l ia acasă pe Rudel Obreja. Urmărim în continuare desfășurarea evenimentelor, vă reamintesc că fostul pugilist este încarcerat în dosarul Galabute.